Salutare tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Se pare că pentru a câștiga niște meciuri mai ușor decât ai făcut-o în toată toamna, trebuie să cumperi jucătorii sau niște jucători importanți de la echipele adverse pe care urmează să le întâlnești în ultimele două etape din acel an. Iată, printr-o coincidență extraordinară, am putea spune, FCSB reușește să câștige în modul cel mai ușor meciurile cu Hermannstadt și Poliaș, după ce i-a cumpărat pe Baba Hassan și Luis Felipe. Probabil e o coincidență extraordinară, dar un lucru care, iată, se întâmplă în Liga 1. În această seară, FCSB a câștigat cu 3-1 la Iași, într-un meci în care n-a avut emoții decât foarte, 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 foarte puțin, mai ales pe final, când Paul Iași n-a avut mari emoții pe final, când Paul Iași a trimis în teren o jumătate de echipă, practic părea o echipă de junior republicani la Poliaș, foarte mulți jucători tineri introduși pe teren de Leo Grozavu, în fața unei echipe totuși solide, chiar dacă au fost câteva schimbări și la FCSB și au avut absențe cei de la FCSB în această seară. FCSB câștigă cu 3-1 după ce a învins cu 3-0 meciul cu Hermannstadt și în momentul ăsta se distanțează în clasament de urmăritoarele sale. Un final de an bun pentru FCSB ca rezultate, poate și ca formă, acum depinde ce ne spune însă și forma adversarilor din aceste partide. Discutăm despre meciul din această seară, încercăm să-l analizăm dincolo de aparențe și spuneam de coincidențe, încercăm să analizăm și ce a fost în interiorul meciului și de ce s-a ajuns la rezultatul ăsta de 3-1 cu două penaltiuri făcute de același fundaș de la Paul Iași. Discutăm alături de Emil Săndoi și Stelian Stancu. Bună seara, domnilor! Bună seara! A fost o victorie cam fără emoții, sincer. Nu știu, așa mi s-a părut mie. Vi s-a părut că a avut emoții FCSB seara asta? Cel puțin repriza a doua, Poliaș au încercat să pună presiune pe FCSB. E adevărat și FCSB a făcut un pas înapoi, ca aproape în majoritatea meciurilor când a avut avantaj la pauză. Dar, din păcate, Poliaș n-a reușit să pună și în pericol poarta FCSB-ului din mai multe motive. Și jucătorii intrați după pauză la Poliaș nu au reușit să aducă un aport echipei în faza de atac. Okay. Bănuiesc că de asta au și fost făcute schimbările, pentru a aduce un aport în faza de atac. Altă problemă ar putea fi lipsa jucătorilor titulari sau care erau în mod obișnuit în prima echipă a Iașului. Mă refer la pierdere, la jucătorul vândut și la atacantul Harrison. Nu știu motivul, cred că a fost accidentat sau ceva de genul. Și, da, FCSB-ul a jucat puțin mai slab decât în prima repriză, dar au reușit să marcheze, iarăși după o gafă personală, să zic așa, un penalti făcut tot de un același jucător. Da. Și au reușit să se distanțeze. Făcut două penaltiuri Samaiu în seara asta, da. Și și-au făcut meciul ușor. Ok. Cam atât, foarte multe nu sunt de spus. Iași a încercat, dar nu au avut puterea de a întoarce sau de a pune probleme FCSB-ului. Ce ziceți, domnule Săndoi? De ce ați văzut în seara asta? Haideți să începem așa cu prima repriză. Să începem cu începutul, spune eu. Da. Ca să nu începem cu sfârșitul. Exact. Da. Din punct de vedere al așezării, Iași a început curajos, pentru că a început într-un 4-4-2 cu cei patru mijlocași din centrul terenului în romb, cu doi atacanți, cu Robert Ion și Buș. Deci o manieră de joc agresivă. Ok. Eu știu, poate în prima repriză n-au stat lucrurile așa cum își doreau, pentru că exact cum spuneam și noi la pauză, au apărut cele două greșeli individuale din care FCSB a reușit să înscrie, chiar dacă Iașu a reușit să egaleze la un moment dat. În a doua repriză, cred că cei de la Iași au ieșit mai montați, pentru că a fost o perioadă de 20 și ceva de minute când au rămas mai mult în terenul FCSB-ului.
Au avut o posesie mai bună, e adevărat, da, fără ocazii foarte clare de, de a marca. A fost doar faza aceea în care a alunecat Pantea, nu? Parcă? Da, a fost șutul pe care l-a, l-a dat Roman, de la 20 de metri, atunci când a urmărit Gheorghiță, dar mi se pare că Haruța a respins în Gheorghiță și a fost out de poartă. Și atunci când Pantea și-a urmărit adversarul în spatele liniei de, de trei, dar a fost un șut eșuat al celui de la, de la Iași. Deci așa, cam astea au fost singurele ocazii. Chiar dacă ca posesie și ca dominare teritorială, ți-am zis, cred că 25 de minute până când au început să facă schimbările, Iașu a controlat puțin, puțin jocul. Din momentul în care a făcut schimbările? Din momentul în care s-au făcut schimbările și chiar și până atunci, FCSB-ul a mai, au mai avut o posibilitate o dată sau de două ori pe contraatac să, să înscrie, lucru care s-a întâmplat și după ce, după ce au făcut schimbările, pentru că a fost ocazia lui Olaru, iar la fel când a șutat pe lângă portar. Da. Îl deranja puțin Samaioa când a venit din, din spate, dar o pasă bună, cred că tot Florinel Coman i-a pasat, nu? Sau Lisandru, nu, cred că Lisandru, că Lisandru i-a pasat. Deci, până la urmă, ocaziile mai clare, tot cei de la FCSB le-au avut. Chiar dacă n-a fost un meci deosebit de, de spectaculos, dar până la urmă cei de la FCSB și-au văzut interesul. Da. Din punctul meu de vedere, discutam și la începutul emisiunii de programul pe care l-au urmăritoarele, urmăritoarele care sunt la o distanță apreciabilă de puncte, pentru că, vedeți, în momentul de față 11 puncte, să zic că o să câștige și celelalte, sunt 8 puncte între ele, dar mai sunt urmăritoarele urmăritoarelor. Okay. Care ați văzut, de exemplu, Craiova și CFR au 33 de puncte, Rapidul are 32, dar sunt vreo 3 echipe cu 29 de puncte. Este Farul, este Cluj și mai este încă o echipă. Sepsi are 29. Și Sepsi cu 29 de puncte. Da. Deci parcă s-a, există riscul să se distanțeze FCSB-ul în momentul de față și să se strângă cele pentru locurile de play-off. Adică să nu mai avem nimic la titlu, nicio emoție la titlu, nu? În lupta pentru titlu. Să știți că chiar dacă se înjumătățesc punctele, ceva ce depășește, adică o distanță de 10 puncte atunci când intri în play-off, care chiar dacă se înjumătățește, rămân 5 puncte, sunt două meciuri în care o echipă trebuie să piardă și cealaltă să le, să le câștige. Da. Deci deja ce e de la 10 puncte în sus, fără, fără întâmplări, fără lucruri neprevăzute, că ți se accidentează, că ai suspendat sau eu știu, fără lucruri neprevăzute, începe să fie greu de recuperat. Dar eu cred că în astea 8 etape câte mai sunt, sau câte mai sunt, 9 etape câte mai sunt pe la final, e posibil să se mai strângă campionatul. Clasamentul? Sau să se mai distanțeze? Sau să se distanțeze. Bine, cei depinde care sunt pe cine mai transferă FCSB-ul după, în perioada de după anul nou. Dacă mai transferă pe cine, ia să vedem chiar pe cine ar putea să ia. Stai, dar facem să știi, noi, mai glumim din, și noi, din că punctul nu putem meu de vedere, chiar dacă și FCSB-ul, discutam și la început, au făcut niște pași greșiți, pentru că au pierdut de o manieră categorică cu Oțelul acasă. Da. Deci chiar Oțelul s-a impus fără drept de apel. Da. Sau ce au mai pierdut? Cu Rapid parcă au pierdut acasă. Dar celelalte echipe s-au împiedicat parcă de mai multe ori decât, decât ei. Și e o distanță. Celelalte echipe trebuie să joace la Victorie etapa asta. Adică și Craiova trebuie să joace la, la Victorie, la Arad, și Farul și Rapid, amândouă trebuie să joace la, la Victorie. CFR ce mai Cluj. Avem acolo? CFR cu Cluj, iar la fel Cluj o echipă. Păi Cluj, dacă câștigă, la CFR, câștigă cu CFR-ul, fac 32 de puncte. Vin la un punct de CFR. Exact.
Deci s-a strâns în zona de mijloc, s-a strâns foarte mult campionat. Cu UTA are FCSB primul meci din anul următor. N-au luat bătaie? A luat, dar acum dacă pe cine ar putea să transfere de la UTA după anul nou ca să... Pe copilul acela. Pe Rareș Pop. Sau pe Fabri, sau eu știu. Noi, după care are cu CS Universitatea, acolo e mai greu să te atingi de ceva de la CS Universitatea, să cumperi pe cineva următorul. E o coincidență pe care nu avem cum să nu o remarcăm totuși. Echipele astea n-au fost la fel de dârze, la fel de rele, la fel de cum au fost alte adversare ale FCSB-ului în toamna asta. Poate că a fost o stare de relaxare indusă de transferul ăsta al unui jucător de acolo, care probabil că și creează o stare proastă, pentru că ei au vrut să plece în vacanță, și Babal Hasan, și Luis Felipe. Mă gândesc că ceilalți jucători din jur zic, bă, stai puțin, dacă l-au și vândut, vor și în vacanță, ea pleacă în vacanță, noi stăm ca proștii pe aici, pe frigul ăsta, ia să fim și noi în vacanță. Nu știu, mă gândesc, adică e posibil în mintea jucătorilor să intervină o stare de nemulțumire. Nu punem pe seama altor lucruri de zona crepusculară, cum era pe vremea cooperativei. Dar o punem pe seama vestiarului, să ne gândim dacă ar putea... Vreau să mă întreb dacă e posibil asta într-un vestiar, să se întâmple un dezechilibru în momentul în care un jucător pleacă, vrea vacanță, nu mai arată niciun fel de atitudine și obține vacanța până la urmă mai devreme, iar cei care rămân zic, bă, dar stai puțin, noi n-am fost nici transferați, noi stăm ca proștii pe aici, alergăm, e iarnă. N-ar trebui, dar se întâmplă? Bine, dezechilibrul la noi în România se creează de fiecare dată. Așa. Când pleacă un jucător sau mai mulți, pentru că ceilalți se simt nedreptățiți, că mie nu mi-a dat drumul, că și eu am avut ofertă din altă parte. La noi apar discuții de genul ăsta în vestiar. Adică vă spun din proprie experiență. Așa. Acum, eu nu știu dacă e situația celor de la Iași sau celor de la Sibiu, nu pot să mă pronunț în sensul ăsta. Adică eu mi-am spus părerea despre joc. Uh-huh. Acum, referitor la chestia asta, nu e pentru prima dată când se întâmplă ca anumite cluburi să aibă ofertă de la FCSB. Da. Și ca să luăm și jumătatea plină a paharului, până la urmă FCSB-ul a cumpărat foarte mulți jucători de la cluburile din România și poate le-a ajutat fantastic de mult în unele momente. Să supraviețuiască. Să supraviețuiască. Nu poate, sigur. Da, da. Sigur. Dacă le aducem aminte, au făcut foarte multe transferuri. Și chiar și de la Faru. A fost acel... La Faru, de la Botoșani. Da, trei jucători de la Faru. Botoșani era pepiniera FCSB la un moment dat. De la Faru a fost într-o vreme, nu mai e. Da, adică din punctul ăsta de vedere, părerea mea, nu este o surpriză. Nu se întâmplă asta pentru prima dată. Clar, okay. Și iar la fel, trebuie să recunoaștem că, domne, au și transferat de la multe cluburi din România și poate au ținut în viață cluburile respective. 100%. Cei de la FCSB. Da. V-am zis, din punctul meu de vedere, nu pot să mă pronunț în sensul ăsta pentru că nu știu nimic și ar fi greșit din partea mea. Să spunem doar ce vedem la televizor și nu știu. Iașul, cel puțin în meciurile astea foarte importante, arăta altă determinare și altă... Da, plus schimbările astea de copii, atât de mulți copii pe teren, da, chiar nu mai era strategie, nimeni prin club poate... în afară de copiii ăștia. Ok, cu tot respectul pentru copiii ăștia, că probabil că se antrenează, bine, mă gândesc că nu i-a băgat degeaba, dar chiar în fața celei mai bune echipe din campionat, tu vrei să întorci rezultatul cu copii? Doar să spui, bă... Meciul e ca și pierdut, hai să le dau copiilor... Șansă să joace. Meciul ăsta e pierdut, eu asta înțeleg. Meciul ăsta e pierdut, hai să le dau copiilor ăstora o oportunitate, să aibă și ei niște minute. E puștul ăla de 15 ani pe care îl bagi. Da. E prima schimbare, dacă nu mă înșel, puștul e de 15. E posibil să intre în calcul și 23 de minute, 25 de minute unui puș de 15 ani cu cei mai buni jucători din campionat. Cu FCSB, nu cu oricine. Da. Nu... Adică de obicei unui astfel de puști, nu prea îi dai minute într-un meci de ăsta. De obicei, nu știu, habar n-am, poate îi dai. Nu, se mai întâmplă unor copii foarte talentați. Au fost cazuri când au fost debutați în meciuri foarte importante. Ah, ok, bun. Chiar am auzit cazuri și... Da. Adică nu e ceva ce se face acum pentru prima dată. Am mai auzit cazuri, dar acum nu că e unul. Deci au fost 3 jucători sub 19 ani
Chiar mai mulți, cred mai că au fost la un moment dat în teren. Mă rog, erau mai mulți, da, corect. Mai adică mai o echipă fost, under, o echipă, echipa under, nu un jucător under. Că erau probleme, dom'le, avem under, n-avem under, ei n-aveau nicio problemă cu under-ul. E clar că acei copii sunt niște copii cu perspective, cu da, anumit talent și probabil că au vrut să îi debuteze, poate pe unii dintre ei. Așa, dar, na, iarăși zic, foarte mult să introduci într-o echipă care ar vrea să întoarcă rezultatul, să introduci 5 juniori. Ia să vedem. Ce spun și oamenii pe YouTube? Luăm și pulsul oamenilor, că oamenii sunt cunoscători. Au părerile lor, oamenii normal văd în fața televizorului, au și ei un feeling legat de meci. Spune cineva, scurt, blat, ordinar, numărul 3 de la ea și-a plătit datoria. Datoria față de cine, totuși? Că nu știu dacă are Samaioa vreo datorie. O să ne uităm să vedem de unde vine Samaioa, ca să ne dăm seama dacă ar avea vreo datorie, chiar. Poate are o datorie față de fotbal în seara asta. Fotbal are, clar, în seara asta. Chiar să faultez pe toată lumea prin careu. E venit de la, clubul Comunicaciones din, cred că din Guatemala, de unde am, după Steag. Stați un pic să văd. Iertați-mă un pic să vedem de unde poate e clubul. Poate se referă la altceva, nu la datorie. Da, poate. Poate la poate. Mult club vorbitele pariuri. Din Dumnezeule, nu știu de unde e clubul ăsta. Cred că e din Guatemala. În fine. Nu, dar să spun ceva. Să știi că cele două faze sunt... Adică nu poți să-l acuzi de intenție. Okay. Nu poți niciodată să-l acuzi de intenție. Da, la primul Guatemala. E jucător din Guatemala, Samaioa. Da, nu de intenție în niciun caz. Nu, niciun caz. A doua, că la a doua fază contactul... se aruncă în cârca lui Olaru. De ce? Că Olaru avea o preluare grea de făcut. El să știi că încearcă un duel umăr la umăr. Okay. El încearcă un duel umăr la umăr. Dar când Olaru era într-o poziție... sensibilă. I-a luat puțin fața, el a crezut că nu ia fața Olaru, a crezut că sunt amândoi în linie și atunci poate să gestioneze el preluarea pe care a făcut-o Olaru. Timingul prost. Aceea, după aceea n-a mai putut să se oprească. Iar la primul penalti, am vorbit la pauză, că totuși nu era o fază care să anunțe un mare pericol pe linia careului, Coman era paralel cu linia careului, s-ar fi dus să centreze eventual. Dar să știi că nici contactul n-a fost un contact în care a vrut să-l lovească. L-a șters din spate, l-a lovit din spate. Deci, înseamnă că e o ghinionist Samaioa în seara asta. Chiar a fost ghinionist la cele două faze la meciul de astăzi. Bun. Că nu e... Bun. Ia să mai vedem. Câte puncte avem peste Rapid și CFR, întreabă cineva. Păi în momentul ăsta sunt 11 puncte. Un meci mai puțin. Ok. Ia să vedem. Cornel Schweitzer la telefon în momentul ăsta, oficialul celor de la Poliaș. Bună seara, domnul Schweitzer. Bună seara, bună seara și invitația dumneavoastră. Ce sentimente vă încearcă după meciul ăsta? Da, e păcat că am avut un stadion plin. Credeam că putem obține ceva, știam că vom întâlni FCSB, o echipă care se pare că anul ăsta e o opțiune serioasă în câștigarea titlului, o echipă cu jucători de calitate, din păcate și ei au avut o bancă scurtă și noi, ați văzut, am avut foarte mulți serii, sunt accidentat, o serie de jucători accidentați și am avut pe bancă 6 jucători under care i-ați văzut și în teren. 2008, care a intrat Elie, 2004, 2005, 2002. Deci am avut 6 jucători. N-a avut Leo soluții să vină cu surprize, cu schimbări, ci eu știu ce își dorește el. Dar din păcate astăzi, probabil la 1-1, era mai atent, s-a aplicat acea fază, cum a zis și dumneavoastră, acel penalti, cred că și ușor acordat, dar a fost contact într-un moment când am încercat a doua repriză să construim, să ținem din minge. Da, a zis dumneavoastră o echipă cu jucători de calitate, mă refer și la Olaro și la Coman, jucători care poate să facă diferența. S-a venit și golul, am avut și Silviu în care a scos câteva mingi grele. Am mai avut și noi, dacă eram atenți, a zis și Jatoba și Alin Roman cu Gheorghiță la faza aia. Cred că puteam să ne legăm de ceva, dar, repet, am primit un adversar care... Și noi ne-am bătut și în București, pe Arena Națională, FCSB la fel, de la egal la egal, atunci chiar puteam spre final să egalăm la ultima fază. Da, a fost mai meci Iașiul totuși aici la București decât în seara asta, totuși, așa da, a fost. Da, trebuie să recunoaștem.
și v-am spus, nici soluție n-a avut vreo. Dar ce s-a întâmplat cu jucătorii ăștia accidentați? Că la FCSB a fost o viroză, Harrison, înțeleg. Harrison la meci, la ultimul antrenament, eu cred că Harrison era un jucător care se pleia pe jocul nostru în fața FCSB-ului. Jucător care a marcat la ultimul joc, jucător care... Dar, știți cum e, la final, e ultimul joc și au apărut probabil și oboseala și n-am avut soluții pe bancă. Asta este. Începem, o să avem o vacanță scurtă, trebuie să ne întărim în toate compartimentele și cu siguranță o să vedeți jucătorii noi. Uh-huh. În toate compartimentele, cam vedem cu toții unde sunt slăbiciunile noastre, în zona defensivă, în compartimentul defensiv, și vom încerca să ne batem, să evităm barajul, retrogradarea. Până la urmă, am mai spus-o și o repet, e un an în care încercăm să ne consolidăm ca și club, din toate punctele de vedere, și administrativ și sportiv, chiar dacă avem câțiva jucători cu experiență, nu e suficient. Plecând de la Silviu, care consider că e un transfer reușit, și Mihai Bordeanu, care la fel și asta a fost o partidă bună, avem jucători cu experiență, dar ne mai trebuie să avem și o bancă la fel de bună, ca jucătorii care vin de pe margine să vină cu plus. După care încercăm să facem lucrurile cât mai bine, pentru că Iașu a zis și în seara asta, organizarea la meci, stadion plin, avem nevoie de suport, trebuie să producem și fotbal ca să fie alături de noi. A fost publicul ieșan, chiar a fost... au răbdare cu noi, au încurajat echipa în toate momentele mai puțin buni. Când am revenit, am fost conduși cu 3-0, Viitorul a revenit 3-2, CFR la fel, 3 goluri astăzi, cred că mai puteam marca o dată, mai puteam să luăm, dar cred că am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine. Sincer, mă așteptam, ce am văzut băieții și ce am discutat și cu ei, mesajul antrenorilor, pentru că vreau să nu aibă presiune la jocul ăsta, pentru că cu FCSB-ul trebuie să jucăm fotbal dacă vrem să obținem ceva. Vreau să mă întreb, Luis Felipe a plecat în vacanță, nu? Da, a plecat. Da. A plecat de când? După meciul trecut? Nu mai era domnul Ștucan, nu, da, după meciul. Nu mai era, eu am destul experiență în zona asta cu jucători care au semnat, i-am ținut. La Botoșan, când am fost, i-am mai ținut jumătate de an. Și nu am mai dat randamentul care era înainte. Și oricum Leo nu vrea să-l folosească. Știa că nu poate să fie capacitat să facă un joc. S-a văzut și la Creva. La Creva întreaga echipă a fost modestă în prima repriză, când a văzut că vrea să facă 10 schimbări. Da. A încercat lui Felipe să iau unul contra unul. La Creva a fost foarte agresiv și am făcut un joc destul de modest, slab prima repriză. Să văd schimbările făcute atunci, intrarea lui Bordeanu, al lui Robert Ion, care au venit cu plus. Uh-huh. Și am egalat. Și acolo cu șanse, până la urmă, vedeți, fotbalul te pedepsește, greșești. Noi cred că am făcut niște greșeli individuale astăzi. Până la urmă, dacă Jatoba nu făcea cadou la Băluță, nu? Dacă nu făceam penaltele, vedeți că eram pe acolo, nu? Da, de ce avem portar? Să scoată, nu? Știu, dar sunt totuși greșeli de la niște oameni cu experiență, adică Samaiu a face două. Asta e. Da, două greșeli la experiența lui, într-adevăr, două greșeli mari. Uh-huh. Mari. Dar aici am arătat slăbiciuni. Trebuie să recunoaștem că ea și-a arătat slăbiciuni în compartimentul defensiv în debutul ăsta de campionat. În toate etapele. Cât de mult vă ajută banii de pe Luis Felipe? Sunt curios. Da, ajută orice bani, că vedeți, avem nevoie de bani publici, bani privați, pardon. Am încercat să avem o datorie istorică, avem niște eșalonări și avem nevoie de bani privați. Eu am încercat să ajut și eu personal, am sponsorizat, am încercat să ajut. În mare măsură am ținut controlul la bugetul clubului până acum, dar acum avem un buget mult mai mare prin revenirea în Liga 1 și avem niște datorii istorice care trebuie să trebuie surse atrase. Bun, eu cred în Felipe, eu am insistat mult pentru procente, puteam la o sumă mai mare, deși aveam nevoie de bani, dar am preferat să țin procente.
Mulțumim mult de tot, domnule Schweitzer, pentru intervenție. Și vă mulțumesc, emisiunea pentru încălzare, sărbători fericite. Numai bine, la fel și dumneavoastră, sărbători fericite. Ne auzim cu bine nouă. Toate bune, numai bine. Da, pare așa o resemnare totuși la Iași după meciul ăsta, cu accidentări, cu... Da, e clar că oboseală, fost, cu, cred și o relaxare totuși. Da, când apar accidentările acestea și nu ai un lot destul de numeros să poți să acoperi jucătorii accidentați, ajungi să iei juniori și să te folosești de ei, pentru că nu ai. Și exact ce spune și domnul Schweitzer, toți știm că au puterea de a reveni, pentru că am văzut alte meciuri cu echipe la fel de bune ca și FCSB și au reușit să înscrie. E adevărat că și iau goluri multe, dar și arată altfel după pauză, când probabil că se fac schimbări, se aduc jucătorii intrați și aduc aportul. În seara asta au făcut schimbări, dar jucătorii intrați n-au reușit să mai schimbe soarta meciului și să aducă aportul și ajutorul pentru echipă. Până la urmă, FCSB n-a fost pusă în dificultate încât să se simtă subțirimea băncii de rezerve. Ba chiar și n-a făcut schimbările la pauză și s-a lăfăit așa în schimbări. Adică nu ne așteptam să mai facă schimbări. Nu ne așteptam pentru că nici n-au jucat, n-au fost probleme schimb la FCSB. A intrat Ganea, care a avut niște execuții. Cam cum a avut execuțiile Ganea, domnul Sandei? Da, n-a fost inspirat la două execuții pe la care... La vreo trei, cred că n-a fost. La vreo trei, da. Niște ghiulele pe undeva. Da, bine, el vine după... A avut o perioadă în care a fost și accidentat prin Grecia, dar totuși într-o perioadă prinsese și, și juca acolo. Parcă mai mult ar trebui să fie implicat să demonstreze, pentru că este un jucător care are calități deosebite. Eu mi-aduc aminte, chiar atunci am fost la Craiova, am fost antrenor și știu că în Liga 2 se băteau pe postul de fundaș stânga, el, Ganea și Sin, dacă mi-aduc aminte. Iar Ganea a plecat sau i s-a dat drumul, nu mai țin minte la ce echipă a plecat, s-ar putea chiar la Viitorul să fie plecat atunci, și a fost oprit Sim. Și chiar mai discutam între noi și ziceam că uite că mai bine îl oprea pe Ganea, deci chiar era un tânăr care promitea foarte mult. A jucat și la echipa națională până la urmă. Da. Da, parcă are și o vârstă, e la maturitate sportivă, parcă în momentul în care a fost transferat, parcă mă așteptam să fie unul dintre pionii de bază de la Steaua și n-a reușit să se... Da, ideea e că el a fost adus de ei, pentru că Radunovic era în scădere de formă, dar după venirea lui Ganea, Radunovic a crescut. Da, și a revenit. Deci vezi câteodată ce înseamnă dublura pe posturi, să ai de fiecare dată dublură pe posturi. Da, presiunea pe Radunovic l-a ajutat să se ridice, să-și concurența ridice nivelul. Concurența naște progres de fiecare dată. E valabil pentru toate echipele. Apropo de ce spuneai puțin mai înainte și de faptul că a intrat Cornel Schweitzer, să știi că este un președinte foarte priceput. Eu îl cunosc de foarte mult timp. Am avut posibilitatea odată să lucrez cu el și îmi pare și rău și acum că n-am făcut-o. Unde? La Botoșani? Sau la Sepsi? La Sepsi. Da. Am avut posibilitatea Sepsi. Și n-ați făcut-o? Nu, am făcut-o. Eram sub contract cu alt club. Chiar dacă erau probleme pe acolo, mă rog, așa, ca să fiu eu corect, că eu sunt fair play. Așa, și ați rămas la clubul ăla, unde erau probleme. Da. Deși Schweitzer vă dorea la Sepsi. Mă rog. Am avut posibilitatea să lucrez odată cu el și îmi pare rău și acum că n-am făcut-o în perioada respectivă. Pentru că îl cunosc de foarte mult timp și să știți, chiar este un președinte foarte dibaci. Okay. Să știți, uitați-vă și la transferurile de jucători pe care le-a făcut de-a lungul timpului, peste tot pe unde a fost. Deci are în sânge chestia asta și se pricepe foarte bine. Ca antrenor, cred că e foarte bine să ai un asemenea președinte ca el. Ok. Vreau să vă întreb în final o chestie. Ce simțiți? E câștigă totuși FCSB anul ăsta campionatul după o pauză consistentă?
Nu. E greu de spus. Nu simțiți încă. Nu simt o certitudine. Nu am o certitudine. Nu. Deși în e o distanță... Cred că și dacă ar fi distanța mai mare. Pentru că oricând se poate întâmpla ceva. Ok. Oricând. Deci nu simt o echipă ca să o văd detașată de celelalte prin ceva. Nu. Da, produce ceva, FCSB. Și pro joacă și, uite, când joacă prost, totuși are niște meciuri în care unele adversare joacă mai prost și câștigă. Adică pare că se adună totuși niște energii pentru FCSB. Nu spun că adversarii, așa, da, planetar, da. Stelar, se adună niște energii pentru FCSB. Să spun ceva, care e părerea mea? Sunt convins că CFR Cluj și Rapid în această perioadă de iarnă se vor întări. Okay. Acolo unde au probleme. Deci sunt convins că vor face transferuri. Și nu spun asta pentru că am văzut două declarații ale reprezentanților cluburilor respective. Okay. Nu, simțeam asta de 2-3 luni de zile. Okay. Simțeam și chiar am declarat-o de mai multe ori. Iar la fel, Craiova, să știi că este un adversar de luat în seamă. Pentru că Craiova are mulți jucători în față care pot să-și înscrie numele pe lista marcatorilor. Sunt mulți jucători care pot să marcheze. Uite, de exemplu, la FCSB, cine dă golurile? Le dă Olaru, le dă Coman, a mai apărut Băluță în ultimul timp. Poate, dacă își revine, Tavi Popescu, iar la fel. Uh-huh. Dar la Craiova sunt mulți jucători care pot să înscrie și nu e o surpriză că au înscris. Acum... Cum să spun, îți dai seama că sunt legat total de clubul ăla. De care din el? De amândouă. Da? Da, de amândouă. Serios? Deci, în ceea ce mă privește, nu fac nici cea mai mică diferență. Sunt legat de fotbalul craiovean. Ok. Fiind legat de fotbalul craiovean, n-am cum să nu fiu legat de o echipă din Craiova. Da. Care joacă în prima ligă. Da. Deci din punctul ăsta de vedere chiar am rămas surprins la un moment dat că chiar astăzi mă uitam la cei de la FCU, erau foarte puțini spectatori în tribune. Din punctul meu de vedere, dacă ești om de fotbal și se dispută, eu de asta mă și duc la stadion. E un joc de primă ligă. Chiar cum dacă să nu mă duc la stadion? Craiovean, v-ați duce la ambele echipe să le vedeți. Da, vreau să spun ceva. Dacă m-ar invita și Dinamo. Da, că am fost Craiova cu Dinamo, n-am fost frații niciodată. Da. Dacă m-ar invita când aș fi în București, m-aș duce la Dinamo. Cum să nu mă duc să văd un meci de fotbal? Da. Oriunde m-aș duce. Deci cu atât mai mult ar fi chiar culmea să nu mă duc să văd un joc din Craiova. Deci eu cred mult de tot în Craiova. Ok. Cam departe în momentul ăsta, dar cam cursa e un pic dezechilibrată în momentul ăsta, dar dacă dumneavoastră credeți, da. Dar nu se știe niciodată din punctul meu de vedere. Mi se pare Craiova cel mai puțin probabil să fie una din, adică să fie cea care să o detroneze pe FCSB din cele trei care urmăresc, Rapid, CFR și... Da? De așa ce? Mi se pare, nu știu, așa, asta e feeling-ul pe care îl dă. Tot timpul e aproape, dar nu e niciodată acolo. Măcar CFR a câștigat. Te referi la valoarea jucătorilor? Nu, sau? La ceva în club, e ceva în club care împiedică clubul să fie mai aproape, să câștige ceva concret la un moment dat. Ok, a câștigat cupă, dar la titlu mă refer. Nu știu, e ceva ce îi lipsește. Nu știu dacă... Deci, e ceva în club îi care îi lipsește clubului ceva, fotbalului craiovean îi lipsește ceva de 30 și ceva de ani. Ce? Un titlu câștigat. Dar de unde? Cum se poate obține asta? Că... Și când a fost la un meci decisiv de titlu ăla, nu l-a obținut și a avut 1-0. E ceva, tot timpul Craiova clachează undeva. Și eu de asta spun că dintre cele trei urmăritoare, Craiova mi se pare cel mai puțin probabil să câștige campionatul. Poate și din cauza presiunii pe care este pe umerii tuturor. Poate. Nu numai jucători. Poate. Și antrenori, și conducători, poate. Și patroni. Și e normal să fie o presiune. Deci, eu spun, cu riscul de a mă repeta, mi-aduc aminte, noi am reușit eventul 90-91 și trecuseră tot așa aproape 10 ani de când nu se mai câștigase campionatul, pentru că înaintea noastră nu știu dacă a fost event și campionat și cupă. Și noi am avut un avantaj cu un an înainte de a câștiga cupa și campionatul.
am câștigat toate meciurile pe care le-am disputat, cu, indiferent că am jucat la Craiova sau la București, cu Steaua, cu Dinamo, okay, cu Victoria, da, cu toate echipele se importante. Se anunța o echipă, da, care poate și, produce. Da, și să știi că și noi în perioada aia simțeam o presiune, când trecuseră aproape, aha, 10 ani, dar când au trecut 30 și ceva, deci dacă acum 10 ani, în Craiova, îți spunea cineva că o echipă din Craiova nu o să mai câștige campionatul sau echipa Craiovei nu o să mai câștige campionatul 30 ceva de ani de acum încolo, cred că ar fi zis că ești nebun. Nebun. Da, da, crede-mă. Poate că și ăsta este un aspect care nu poate fi depășit. Ok. Ce zici? FCSB? FCSB, într-adevăr, în momentul ăsta au prima șansă. Da. Dar... mi-aduc aminte și de anul trecut, de campionatul trecut, când la fel au fost la două meciuri de a câștiga campionatul, depindeau doar de ei și, da, nu au reușit. Se pot întâmpla multe. Cum vedem și la Rapid, lipsesc doi jucători foarte importanți care au avut un impact foarte mare, da, când au venit la echipă și s-a dat totul peste cap. Corect. La CFR Cluj, părerea mea este că au jucători mai buni decât a avut Dan Petrescu anul trecut. Da? Da, așa e părerea, asta e părerea mea, așa văd eu lucrurile. Dar totuși nu se leagă ceva. Interesant. La CFR. Interesant. Da. E alt stil de joc, altă abordare a meciurilor. La Craiova, în afară de disputele din interiorul echipei, cred că orgoliile dintre cele două echipe iarăși trag cumva în jos Craiova ca și echipă, ca și oraș. Că știu că sunt. Orgolii între cele două echipe. Între cele sunt, două echipe. Da, normal, da, că sunt. Da. Și cred că și asta. Sunt convins că lucrurile ar fi cu totul altfel dacă ar fi împreună și s-ar trage la aceeași căruț. Nu, împreună, acolo oamenii și n-ar mai fi dispute la ok. Domnilor, mulțumesc mult de tot pentru prezența în seara asta. Stelian Stancu, Emil Sandoi. Vă doresc sărbători fericite. Un an nou bun, să ne revedem cu bine. Mulțumesc că ați venit în seara asta. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați, peste seară, în seara asta, pe www.gsp.ro, toate reacțiile de după Poliaș, FCSB 1-3. Noapte bună, pe mâine toate bune!